Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și sunt gazda dumneavoastră astăzi la emisiunea Panoramic. Iar alături de mine sunt două doamne ale Gorjului, două gorjence de ale noastre, care împreună cu alte doamne au inițiat un lucru frumos, și anume un ONG, da, o asociație, Asociația Uniunea Femeilor din Gorj. Doamna Simona Rădoi, președintele asociației, bună seara, bine bună ați venit! Seara. Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație! Cu mult drag, și doamna Loredana Pupăzan, bine ați venit! Bună seara și mulțumim de invitație! Și pentru că, din păcate, uneori ONG-urile nu sunt foarte bine privite, pentru că știți foarte bine, dragi telespectatori, că uneori anumite ONG-uri se mai implică și prin lucruri care nu prea au de ce să se implice potrivit legii, da, adică prin politică, prin diverse genuri de primiri de finanțări sau de acordări de finanțări mai puțin în regulă. Eu aș vrea să începem prin a spune cu ce se ocupă Asociația Uniunea Femeilor din Gorj, care sunt obiectivele și activitățile principale pe care le are în vedere, tocmai pentru a se vedea că este un ONG serios și că își face treaba așa cum prevede legea, în primul rând, pentru că legea prevede că ONG-urile nu au voie să se implice în politică. Politice. Da? Da, da. Nu au voie să finanțeze acțiuni politice sau de influențarea publicului și cu toate astea, din păcate, în România și chiar în străinătate am văzut că se mai întâmplă. Ăsta e motivul pentru care aș vrea să începem cu asta, tocmai pentru ca publicul care ne privește să vă privească cu drag, nu cu suspiciune sau cu îndoială. Sigur că da. Uniunea Femeilor din Gorj este înființată, în primul rând, în scopuri caritabile, pentru a acorda ajutor moral și material femeilor și copiilor, bineînțeles. Ideea a pornit de acum 7 ani. Noi eram așa organizate, ne întâlneam în grupuri, auzeam de un caz social, îl ajutam și material și moral și strângeam tot felul de lucruri. Dar nu eram, să zic așa, cu acte organizate. Da. Ea s-a înființat în mod oficial, da. S-a înființat în iunie. Iunie ce an? 2018. Acum, în 2018. Da. Și vreau să spun că în 6 luni am făcut lucruri frumoase. De acum încolo să începem și noi. Avem foarte multe de învățat, suntem la început și... Și vă urez succes. Mulțumesc, Doamne ajută. Pe mine mă primiți? Sigur că da. Mă înscriu. Oricine. Cine poate se poate înscrie? Orice femeie poate să vină la noi în asociație. Și adolescente pe această care aș dori să le spun să vină în asociație, inclusiv fetele, domnișoarele, nu numai mămicile sau... Nu e vârstă. Nu există vârstă pentru asta. Nu este vârstă. Nu. Asta e un lucru foarte bun și pentru că sunteți Uniunea Femeilor din Gorj, numai gorjenice se pot înscrie? Da, deocamdată. Pentru că puteți deveni o uniune națională și putem atunci luați denumirea. Am avut situații în care am fost contactate despre anumite cazuri din alte zone din afara noastră și să știți că pe undeva putem să comunicăm cu ei. Adică dacă găsim grupul țintă și ei apelează la noi pentru că, mă rog, prin n-vari motive ne contactează, și noi, la rândul nostru, facem demersurile pentru a fi ajutați acolo, în zona de care ei aparțin. De entitățile care au posibilitatea din zona lor. Exact, exact. Așa e corect. Da, i-am ajutat. Ar fi păcat să strângeți fonduri și din Gorj să ajutați alte județe. Dar dacă ajutați cu bani de acolo, adică găsiți calea să înmuiați anumite inimi, să zicem așa, ca să reușiți să obțineți bunuri, fonduri, de ce nu? Pentru că ei clar nu au atâta putere cât aveți dumneavoastră de a convinge. Asta e cel mai important, să convingi. Și sunt mai reticenți față de mai ușor le este să vină să vorbească cu noi, cred, față de a se adresa direct instituțiilor statului, adică undeva sunt mai reticenți. Așa vin, își expun, mai ales acolo deja, vin și expun problema.
Și noi undeva intervenim acolo unde știm că se poate. Și nu facem promisiuni, doar punem pe hârtie și apoi ne adunăm toate fetele care facem parte din asociație și care suntem disponibili la acel moment să putem rezolva situația. Și vedem situația dacă putem duce până la bun sfârșit. Dar nu s-a întâmplat să nu rezolvăm. Să nu găsiți. Nu da? S-a întâmplat. Sau găsiți soluții. Felicitări. Felicitări. Mulțumim pentru asta. Câte membre are Asociația Uniunea Femeilor din Gorj? Păi Uniunea Femeilor din Gorj a pornit de la Rovinari. Filiala este la Rovinari. Sediu. Sediu. Și acolo avem în jur de 50-60 de femei și la Târgu Jiu am ajuns și la 70 acum, cred că sunt 70, pentru că tot se fac cereri de înscriere. Și vă întindeți în tot Gorjul, am înțeles, da? Da, da. Păi să facem un apel către gorjencele noastre, dacă doresc să-și petreacă și timpul împreună cu niște prietene dragi și să facă împreună lucruri bune pentru, și pentru ele, dar și pentru alți oameni care au nevoie. Sigur. Pentru că părerea mea este că ați avea foarte multe membre dacă ați reuși să faceți ceva și pentru membrele asociației, nu numai pentru alții, adică să munciți doar pentru a ajuta pe cei din afară, ci și pe membrii asociației. Păi sigur că da, ne-am gândit, avem multe. Aveți sigur. Asta. Obiective sunt multe. În primul rând, promovarea drepturilor femeilor. Vrem să le spunem despre ce drepturi au. Prevenirea și combaterea violenței femeilor. Vă spun toate astea împotriva femeilor. Violenței împotriva femeilor. Prevenirea abandonului școlar sau familial. Sprijinire materială și morală a diferitor categorii de persoane, consiliere, vă spun, facilitare la programe de formare continuă, calificare, chiar avem acum, am încheiat niște parteneriate cu câteva centre care se ocupă cu organizarea de cursuri, programe de screening împotriva cancerului de col, uterin, mamar, hepatită, avem încheiat un parteneriat cu Tudor Med și chiar vrem să facem o campanie pentru depistarea precoce a hepatitei. Campanii de planning familial pentru tineri, identificarea și evaluarea gradului de risc. Vă spun, citesc ca să fiu sigură că le ating să pe nu, toate, așa, nu că sau, femeile să fie informate exact cu ce ne ocupăm. Promovarea activităților menite să crească incluziunea socială a persoanelor care provin din medii defavorizate, fie de boli care le îngreunează traiul. Posibilități de informare, instruire în diverse domenii de activitate. Cum am spus, cursuri gratuite prin proiecte europene. Am să vă întrerup o secundă să anunț telespectatorii că pot trimite mesaje la 0766314582. Domnul sau doamna care sună cu necunoscut e rugat sau rugată să nu mai insiste pentru că e păcat să ne saboteze chiar așa în direct. Oricum n-am să răspund, așa că nu mai încercați. Deci nu mai SMS. Dați un SMS și vedem dacă citim mesajul. Da. Programe cultural-educative, explorarea creativității, socializare, excursii, picnicuri avem. Programe de voluntariat, în primul rând, reintegrare profesională, cum am și spus, campanii media de conștientizare. Ceea ce facem și acum, strângere de fonduri, susținerea familiei, drepturile femeilor, cum am spus, abuzul sexual și traficul de femei. Prevenirea, hărțuirea la locul de muncă și, bineînțeles, discriminarea. Sunt multe, multe, multe și vrem să încet, încet așa să colaborăm cu organizații sau instituții cu scop similar. Ce mai avem? Instruirea în gestionarea conflictelor. Da, sunt da. Multe obiective și foarte țintite și e foarte bine că, într-adevăr, femeile când ajung și copiii și în general, dar în general femeile și se răsfrânge și asupra copiilor situația conflictuală din casă, au o reținere în primul rând de a apela la autorități, iar atunci când apelează la autorități, de multe ori li se spune, păi îi dăm un ordin de restricție, păi încercați să plecați de acasă.
Da, asta înseamnă să se facă mediatizare pe acest subiect, pentru că este cel mai sensibil. Pentru că acolo unde sunt conflicte în familie, cel mai rău, adică cel care suferă cel mai mult este copilul. Și de multe ori mamele se folosesc de, nu că se folosesc, spun că rămân acolo pentru copil. Dar sunt două variante. Ori rămân pentru ele, că vor ele, și poate că nu au suportul material de a-și face, de a pleca de acolo din sânul familiei, pentru că oricine își dorește o familie. Nimeni nu își dorește să plece de acolo. Mai ales dar dacă lucrurile... Multe nu vor să plece fără copii. Și e foarte greu să duci o viață de una singură, să crești și copiii, să-i și întreții. E foarte greu. Este foarte dar greu. Multe reușesc. Da, să știți că se poate. Dacă se vrea, se poate. Esențialul e să-ți dorești. Și mai ales să te uiți în ochii copilului tău și dacă vezi suferință, să-l iei de mână și să pleci. Pentru că acum ai unde să te duci. Numai să te duci la o primărie, să faci o solicitare și eu cred că nicio femeie abuzată fizic, verbal, indiferent cum a fost ea abuzată, nu ar avea serviciile abilitate care se ocupă cu așa ceva, unde să o îndrume să stea pe o perioadă de timp până iese din impas. Da, în Târgu Jiu chiar există un centru. Sunt foarte multe, da. Deci unde pe undeva... Pot să stea centru maternal, îi zice? Sau centru de ocrotire, mă rog. Nu știu dacă centru maternal, poate greșesc. Nu îi zice maternal. Dar e maternal, un centru lângă da. Policlinica din Târgu Jiu, unde sunt găzduite pe perioadă de minim maxim 6 luni, mi se da. Pare, mame cu copii care sunt exact. Nevoite să plece deci... din casă din diverse cauze sau nu sunt primite înapoi în casă. Bine, noi nu promovăm ideea de a pleca acum dacă mai sunt discuții ca în orice altă familie, dar nu ce am întâlnit noi, înțelegeți? Când apare deci, problema. Până la urmă... Da. În primul rând trebuie să ai curajul. Asta are nevoie o femeie în situația asta. Da, iar dacă ai un sprijin, iată, de și la și dacă ai un sprijin și știi că nu e singur, că nu e singură și că ai cine să te sprijine, eu zic că se poate rezolva această problemă. Categoric. Categoric, numai că, într-adevăr, faceți un lucru bun chemând alături femeile cu probleme și fără probleme. Poate că multe n-au, se plictisesc acasă, poate că au tot ce le trebuie, dar efectiv se plictisesc și și-ar dori dar, să aibă. Avem. Ai avem de lucru. Da, avem femei care își doresc să... Sau să fim anunțate, spre exemplu, dacă știu cazuri în care... Noi nu le știm pe toate, înțelegeți că fiecare din zona în care provine. Dar dacă știu cazuri, spre exemplu, de copii care sunt crescuți fără unul din părinți și nevoia este mare acolo, sau asta am dorit să apeleze cu încredere la noi. Iar venim? Acum, dacă doriți, este cineva care dorește să apeleze, cum spuneam, aveți acolo SMS-ul trecut 0766-314582, puteți trimite mesaje. Bun. Haideți să vorbim, că emisiunea, deși pare lungă, nu e chiar atât de lungă atunci când trece timpul. Avem 47 de minute în total la dispoziție. Să vorbim despre acțiunile care le-ați avut acum recent și aș ruga regia să ne ajute cu imaginile pe care le va găsi în folderul panoramic și atunci când sunt gata să ne anunțe. Da. Pentru că ați avut, cu toate că e așa de nou asociația oficial vorbind, da. Cum ar veni 7 luni de activitate oficială, 7 ani de activitate neoficială, deci aveați structurile formate, ca să zicem așa, să povestim despre acțiunile pe care le-ați avut de-a lungul acestor 7 luni pe care le-ați parcurs de la înființarea oficială. Și cum ați găsit sponsor? Cum a fost? Haideți să începem cu sponsorii până pregătim imaginile. Păi, în primul rând să vă spunem componența. Da. Să pornim de aici. Da. Suntem 5 în Consiliul Director. Care se cheamă? Care se cheamă, eu sunt președinte, Simona Rădoi, vicepreședinte oarfă Mihaela. Pe care o salutăm, este acolo alături de colegii din regie. Da, vicepreședinte este Amalia Lungu. Andreea Popa este membru și președinte pe filiala Târgu Jiu. Și Loredana Cupăzan. Și o avem și pe Corina Măruțoiu, tot la fel membru, secretar general, o avem pe Mihaela Cincă. Prima acțiune pe care am avut-o... Haideți să vedem și imaginile, sunt pregătite deja și să le comentăm prima dată, după care vom completa da, cu informațiile am avut, necesare. S-a numit Tombola Jucăriilor, aici este... Pe, o să
În ordinea imaginilor să comentăm. Să comentăm, da. Cel mai bine. Aici este doamna Andreea social. Popa, la un caz social. Da, am strâns jucării, hăinuțe, alimente și... Aici este o acțiune de strângere de îmbrăcăminte, jucării pentru copii care provin din... De fapt, nu numai pentru copii a fost, pentru familiile nevoiașe. Da. Aici suntem la... Suseni. La Suseni, da. Aici am și o acțiune de sărbători. De sărbători, ne-am dus cu alimente, cu îmbrăcăminte, am și cântat colinde. E un centru pentru îngrijire la Suseni, ca da, să știe da. Telespectatori. Ați cântat colinde. Am cântat colinde, da, celor de iată acolo. Iată și comitetul de conducere aici, împreună da. cu... Nu numai comitetul de conducere, văd că mai sunt și alte persoane. A, sunteți cu domnul director de la centru. Domnul director, da. Da, da, da. Nu știu, dânsul e la Suseni acum? Da. Dumneavoastră? Aici sunt cu un copil. La asociație, la în momentul asociație. În care distribuiam cadouri copiilor și familiilor cu venituri reduse. Reduse, sau da. Chiar deloc. Tot atunci înainte de sărbători. Tot înainte da, de sărbători. Chiar înainte de Crăciun. Doi copilași mititei? Gemeni sunt? Da, doi copilași mititei. Un caz social. Un caz social și probabil că familia s-a bucurat foarte s-a mult. S-a bucurat foarte, foarte mult. Aici suntem la Dobrița, la tot așa, tot așa la Căminul de Bătrâni. Ați fost colindător, dar ați dat și cadourile, am nu? Dat și cadouri, da. Și cum v-au primit bătrânii? Foarte. Așa s-au bucurat, au plâns. Iată, uitați cadourile. Da. Au plâns, așa da, e? Da, m-au impresionat. Oameni părăsiți, vă dați seama că da. S-au bucurat. S-au bucurat, au plâns de bucurie și chiar au și insistat să veniți, vă rugăm să veniți mai des. Des pe la noi. Mai ales dacă le-ați și cânta colinde, îmi dau seama da. Ce fericiți au fost. Aici este tot atunci de sărbători cu acțiunea de împărțirea cadourilor, da. E foarte bine că ați reușit, mai ales că sunteți totuși o asociație atât de tânără. Aici cred este că... un moment foarte frumos. Amalia Lungu a organizat împreună cu departamentul pe care îl conduce și cu noi pe lângă ea. Da. Noi suntem parteneri, ea este profesor învățător la școala numărul 1 din Rovinari și ea a avut inițiativa exact. Da. Și are și copii buni cu care l-am putem văzut să... și pe domnul primar pe acolo prin imagine, da. Nu știu dacă a apărut încă de la Rovinari. Păi, v-a fost alături? V-a fost din primăria da, Rovinari? Da. Ne sprijină, să știți, da? În toate acțiunile, dacă am avut nevoie de ceva, ne-a ajutat, ne-a sprijinit. Și aveți parteneria și cu școala? Și cu școala, da. Cu școala. Da, și am stabilit că o să avem și împreună un parteneriat și că aveți în noi un sprijin pentru da, mediatizarea mă bucur mult. Acțiunilor. Avem nevoie. Aveți nevoie și noi suntem deschiși către astfel da. de acțiuni, pentru că, într-adevăr, nu e de ajuns să faceți, trebuie ca și oamenii să știe să vă caute, pentru că dacă nu vă caută, automat nu, dumneavoastră vă e greu să-i găsiți pe oameni, e mult mai ușor să vă caute ei. Adică îi depistăm mai greu. Mai greu. Înțelegeți? Și poate omul are nevoie atunci. Și să știți că nu este ușor să bați la ușa omului, pur și simplu, să te duci să-i oferi un cadou de Crăciun și de Paște, adică ocazional, și apoi să-l lași tot în aceeași sărăcie în care el este. Sărăcie poate e prea mult să spun, că depinde de situația în care se află, dar cel mai mult mergi la el, exact cum spuneam și ceva mai devreme, depistată exact nevoia de care el și îndrumat acolo unde să meargă, ca nevoia lui să fie rezolvată pe termen lung. Nu cât suntem noi acolo, de sărbători. Da, deci, pe termen lung.
Și nu numai îndrumare, eu sunt sigură că face și niște diligențe, niște intermedieri, niște discuții, niște un sprijin la către instituțiile, adică asta cereți spuneam, instituții, asta nu spuneam. Doar îi îndrumați, nu, acolo nu, trebuie nu, să vă nu, duceți. Nu. Și colaborăm și cu instituțiile, da. Și le explicați cazul, adică altfel sunt primiți când vin din partea unei asociații decât dacă s-ar duce și ar bate la ușă mergem ca simpli noi. Cetățeni. Mergem noi, da. Și mergem în numele lor, cazul. Prezentăm inițial ceea ce am întâlnit, pentru că v-am spus, nu facem promisiuni cazului, până nu avem deja acordul celorlalte instituții, indiferent de care ar fi ele și ce nevoia care am depistat-o noi acolo. Am pus pe hârtie, am obținut aprobarea și apoi am mers și am spus, poți să-ți faci dosar acolo, poți să beneficiezi de anumite servicii de acolo. Mergi acolo, deci, spui că exact, asociația, da, noastră, exact, a luat legătura, da, cu instituția și... Te duci la cutare sau mergeți cu ei dacă e nevoie? Da. Poate unii sunt, da, știu eu, într-o nevoie... Deci care nu-i lăsăm. Deci încercăm să ținem permanent legătura cu ei. Asta este foarte bine. Haideți să vorbim despre ce planuri aveți pentru 2019, pentru că am văzut acolo aveți, da, două, trei pagini pline și n-am avea timp să le este o schiță. Dacă... Să știți, încă nu este, mai suportă câteva modificări. Nu e definitivă? Dar nu este definitivă, proiect. Dar să vă spun așa despre câteva proiecte pe care o să le avem. În primul rând, avem o acțiune în parteneriat cu membrii comunității locale, Ziua Îndrăgostiților. Din Rovinari. Din Rovinari, sau... da. O să avem și de pe 6 martie o acțiune dedicată Zilei Femeii. Ne-am gândit. Așa, să vă aducem o bucurie. Tot la Rovinari. Pe 2 aprilie, o acțiune în colaborare cu doamna doctor Laura Bârdeanu, de Ziua Autismului. Da, pe care o salutăm, a și fost la noi la emisiune. O salutăm, aici și... va fi și Târgu Jiu și Rovinari. Da. Chiar e un medic deosebit, da, a explicat multe lucruri de care ne ferim noi românii, pentru că, da, însă este psiholog sau psihiatru? Psiholog. Psiholog pentru copii, după câte știu. Da, da. Avem pe 19 aprilie o acțiune organizată în parteneriat cu școala gimnazială numărul 1, Rovinar, și cu primăria Rovinar, târg de jucării. Acest târg a mai fost și anul trecut. Este o tombolă. Banii se vor întoarce tot spre copii. Copiii cu rezultate bune la școală îi vom premia. Și, bineînțeles, jucării pentru copiii care nu au jucării. Deci cum faceți? Colectați jucării? Colectăm de la jucării, cine dorește să doneze? De la cine dorește să doneze și vom organiza o tombolă. O tombolă? O tombolă, da. Banii se vor întoarce tot spre ei. Am înțeles. Așa, alte acțiuni pe care le aveți în plan? Așa... Deci avem premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură. Avem un parteneriat, cum am spus, în colaborare cu Tudor Med. O să discutăm acolo pe 28 iulie de Ziua Hepatitei. Tot așa am vrea să organizăm un program de screening. Haideți să explicăm în ce va consta acel program de screening. De depistare precoce a hepatitei. Deci se vor face niște analize. Se vor face niște analize. Gratuite? Gratuite sau... În funcție de venitul fiecărei persoane, este un plafon, înțelegeți? Și apoi, în funcție de plafon, se stabilește exact cât are de plătit cei care vin și solicită aceste investigații. Este un plafon pe care ei îl au de regulă, adică dumneavoastră doar le faceți intermedierea de a putea să vină acolo și să facă acest screening sau cei care fac asta, cei de la Tudor Med, vor oferi o reducere? Vor oferi o reducere. Asta e. Deci prin asta sprijiniți dumneavoastră, da, oamenii, da, sau femeile respective că obțin o reducere față de prețul normal, da, în, da, funcție de venit și asta e foarte, da, bine, foarte bine. Că, de exemplu, poate sunt membri ale asociației care au venituri foarte bune, da, și nu se uită la a plăti dacă vor să-și facă respectiva investigație să plătească, în timp ce alte persoane poate n-au niciun venit, nu și-au făcut niciodată investigații medicale pentru că nu au bani.
Da. Și atunci probabil că prețul e mult mai mic sau poate chiar gratuit. E în cazul proiectului. În funcție de fiecare venituri. Da. E foarte bine. Ne-am gândit la o vacanță de vis pentru o mamă eroină. Ce frumos! Iulie-august. Vom acorda această vacanță unei mame singure. Cum o veți alege? Păi, în funcție, deci cum am hotărât să aibă... În primul rând... În primul rând ținem cont de... Se va efectua un fel de anchetă la fiecare mămică. Socială. Exact. Da. Acolo vom depista exact situația de fapt a familiei, a mamei și în speță mama care și crește singură copiii. Care sunt cei mai mulți copii, bine crescuți, probabil da, că se, ia se în vor calcul... înscrie mai multe da, mămici, da. Mă gândesc. Și mai există care puntaj, vor... un punctaj, da, nu? Da. Care se vor înscrie sau pe care noi le vom depista, merge noi da. La ele, pentru că unele mămici sunt mai reticente, poate și mai rușinoase și încercăm să vorbim cu ele așa, pentru că, na, mai uiți de orice atunci când... Și unde va fi vacanța? Nu știu, la mare, da? La munte. Și veți găsi un sponsor care, sau da. Mai mult, sau din fondurile asociației? Și din fondurile asociației, poate găsim și un sponsor... Să-i oferiți o vacanță. Și cu copiii ce faceți în perioada vacanței, mămicii? Sau pleacă cu copiii? Pleacă cu copiii. Pleacă cu copiii. Păi dacă este eroină, nu poate fără copii. Am întrebat ca să fie clar, da. Să n-avem vorbe. Împreună cu copiii. Ce frumos, atunci chiar da. Vor fi fericiți și copiii și mămica. Și se da. Îmbinăm pe amândoi. Da, mai ales că sunt copii care poate n-au fost niciodată într-o vacanță. Da. Sau chiar și mămici care n-au fost niciodată, nu și-au permis să meargă niciodată într-o vacanță. Foarte frumos. Sunt, să știți că sunt. Am depistat cazuri într-o perioadă scurtă în care nu credeam că mai există oameni să trăiască în acest mediu. Am fost în Negomir, spre exemplu, la o familie unde erau 4 sau 5 copii, nu mai rețin exact, printre care și un sugar, și nu aveau o jucărie în casă. În momentul în care am intrat cu cadourile... Copiii toți așa cu ochii printre gard, că erau mai așa rezervați, că nu știau cine suntem și care e scopul nostru acolo. În momentul în care au văzut bagajul, cadourile, așa, dar în momentul în care am scos păpușile și așa, vai, toți da. Așa bucuroși pe lângă noi. Normal. Deci nu aveau în casă nicio jucărie. Atâta sărăcie, deci, să n-ai da, o jucărie da. În casă, nu una aveau. Măcar nu pentru aveau. Toți copiii. Doamne. Nu aveau. Am avut și un caz trist. În Rovinari. Trist și frumos, într-un nume. Fel. Trist și frumos. Trist și frumos. Fără să dăm nume, da, vă rog. Nu, da, fără să dăm nume. Am cunoscut o doamnă din Rovinari. Spun pentru că a murit. Ce păcat. O boală foarte gravă. Și am fost pe la dumneai, am tot timpul, o monitorizam și s-a apropiat ziua pensionarului și singura ei dorință a fost să o ducem la ziua pensionarului. Am fost alături de ea, am coafat-o, am aranjat-o, s-a bucurat foarte mult. Ce frumos. A fost alături de noi și la nici 2 săptămâni a murit. Da, am văzut și eu fotografiile și da, chiar ziua pare rău, da, le-am văzut. Dar asta vreau să vă spun, sunt gesturi mici cu o valoare foarte mare. Da, pentru că foarte puțini oameni, mai ales în nebunia asta a timpului foarte scurt și a multelor treburi pe care le avem, abia avem timp pentru noi. Exact. Ca să mai avem timp și pentru cei din jur, adică familie, iar așa este, poate uneori, nu neapărat un efort cât îți umple timpul și poate seara mai ai timp să vorbești cu ai tăi sau da. Să te întâlnești cu ei și ca să te mai ocupi și de alții care n-au pe nimeni, e aproape imposibil. Așa că eu vă admir pentru ceea ce faceți și... Sincer vă spun că sunteți de lăudat efectiv și fără să facem așa vreo să se interpreteze, adică să ai timp și pentru tine și pentru familia ta și să mai ai timp să dai din timpul tău, să dai și din timpul tău pentru asemenea cauze, e un lucru lăudabil. Aveți un loc de muncă fiecare, da, nu? Da, da. Eu și aveți și familie. Da. La termocentrală la Rovinari. Sunt da. Economist, de 35 de ani lucrez acolo.
colega mea. Vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră ceva mai înainte, că pe lângă faptul că depistăm grupul țintă și nevoia lui, să știți că nu neapărat financiar trebuie ajutați oamenii. Spre exemplu, cazul pe care vi l-a prezentat Simona, acea doamnă nu dorea nimic. Dorea doar să stăm de vorbă cu ea. Se simțea singură. Exact. Da. Și da. Să știți că nu este singură. Sunt mai multe cazuri așa. Deci sunt părinți, că până la urmă sunt părinți. Au fost părinți și sunt părinți, care sunt lăsați singuri. Copiii au plecat și ei sunt singuri. Singuri, bolnavi, abandonați. Se mai leagă de câte un vecin, dar până la urmă, exact cum spuneam și în cazul doamnei care a decedat, atât de mult s-a bucurat că ne-a văzut și spunea că o întrebam, de ce aveți nevoie? Că știam că boala incurabilă, nu mai poți să faci nimic decât să o ții acolo sub control. Cât mai poți o ții, cât nu mai poți, nu mai ai ce să-i faci. Și a spus, nu vreau decât să vă văd. Da. Atât. Și se bucura enorm când ne vedea. Era lucru mare da, pentru ea, da. Că cineva îi bătea în ușă. Deci n-a vrut da. Nimic financiar. Și că putea să vorbească cu da. Cineva, să se simtă da. Că are pe cineva aproape. Da, da. Da. Și că la o nevoie poți să strigi, să te audă cineva. Să asta este auzul. Suni, să vezi. Să răspundă. Deci degeaba ei săraci strigă cât poți să strige. Dar trebuie să fie cineva să-i și audă. Mă gândesc că vă ușurează puțin activitatea și tehnologia, pentru că e mai ușor acum să ții legătura față de mai de mult când trebuia să te duci la om la poartă ca să poți să vorbești cu el. Telefonia, chiar da. Și internetul, nu? Da, sigur. După câte știu, îmi spunea Mihaela că aveți un grup al da. Pe lângă pagina oficială aveți și un grup în care țineți legătura permanent. Da, toată da. Lumea poate să intre, să vorbească, să comenteze. Membrele. Să... Membrele. Sigur. Membrele, bineînțeles. Bineînțeles. Vreți în grup, poftiți la înscrierea în asociație. În asociație. Care sunt condițiile de înscriere? Avem o fișă de înscriere, nu avem nicio condiție așa. Există o taxă care se plătește? Avem o contribuție? Avem o cotizație. Cotizație. Lunară de 5 lei. 5 lei pe lună? 5 lei pe lună, da. Și cotizația asta se întoarce tot spre persoanele nevoiașe, cu probleme financiare, spre copii, deci așa... Toți banii? Adică mă gândesc că măcar mișile cheltuieli pe care le aveți sau salariați are asociația? Nu, nu. Toată lumea face voluntariat? Toată lumea voluntariat. Iată ce frumos. Deci n-aveți nicio cheltuială? Nicio cheltuială. Păi și la sediu, nici acolo n-aveți cheltuieli? Nu, pentru că domnul primar ne-a dat un sediu. A, și suportă costurile da. De întreținere primăria. Primăria, da. Iată că primăria, într-adevăr, primăria Rovinari a făcut ceva pentru asociația noastră și primăria Târgu Jiu? Sau aici avem o problemă, aici? Nu avem sediu la Târgu Jiu. Poate cu ocazia asta ne aud și ne ajută cu un sediu. Va trebui să înființați o filială sau o sucursală, ceva probabil. Da, filială, da. Mă gândesc, nu? Pentru da. Să aveți filială la Târgu Jiu? Da, da. Ați înființat-o? Da, dar... Fără sediu. Fără sediu. Sediu încă totul avem pe Rovinari. Păi poate să rămână acolo sediu da. Și să aveți și la, și la Târgu Jiu. Târgu Jiu da. Filială da. Cu sediu propriu. Da. Momentan vrem să ne dezvoltăm, să ne închegăm mult mai bine. Suntem și așa și la Rovinari și fetele care sunt la Târgu Jiu. Deci undeva există așa o comunicare și... Fiecare cam știe ce are de făcut. Da, oricum, ținând cont că la Rovinari este sediu, dacă vreți să vă întâlniți, să faceți o adunare generală, să sigur, stați de vorbă, mergeți la Rovinari la sediu. Da, da. Dar membrele sunt mai multe din Rovinari, am înțeles că sunt mai multe din Târgu Jiu, poate e nevoie și de o întrunire a filialei de la Târgu Jiu. Am găsit posibilități să ne întâlnim și la Târgu Jiu. Ne-am întâlnit pe la muzeu. Iată, muzeul, dragii noștri, colaboratorii noștri, colaboratorii noștri, da. Ne-au oferit o sală și ne-am întâlnit. Sigur. Iată, că se poate. Se poate. Se poate, dar va trebui, bine, v-a oferit o sală pentru momentul respectiv. Pentru momentul respectiv. Da, tot e ceva. Tot este ceva, însă sigur că va da. Va trebui un sediu în care să vă puteți duce un fax, un telefon, exact, da. Să aveți cheie asupra sălii respective, dar mă gândesc că totuși dacă veți face o solicitare către primăria Târgu Jiu, nu e așa de simplu, dar posibil să se găsească. Posibil. Eu zic că este un oraș mai mare ca Rovinari
Și să știți că pentru noi, în Rovinarii, nu am avut piedici. Deci, din contră, toată lumea ne-a ajutat. Nu am avut... și cred că și la Târgu Jiu... Ați solicitat la primăria Târgu Jiu un sediu? Ați făcut o solicitare scrisă? Nu. Nu încă. Vă invit să o faceți. Nu încă, dar o asta vom face. Asta e prima treabă. Da. Și părerea mea este că dacă veți merge la primărie, o audiență la domnul primar, eu zic că asta ar fi primul pas, după care să depuneți cererea. Că cererea, sinceră să fiu, se poate pierde printre multe alte cereri. Dacă merge să vă susțineți cauza în fața Consiliului Local a primarului, e posibil să aveți câștig de cauză. Mai degrabă decât doar printr-o cerere. Bănuiesc că și la domnul primar la Rovinar v-ați dus personal și ați spus. Sigur. Domnule primar, vrem, putem să contăm pe sprijinul dumneavoastră. Da. Ar fi păcat, pentru că așa sunt, într-adevăr, multe ONG-uri, dar puține care au mulți membri, să știți. Sunt multe ONG-uri care au membrii fondatori și atât, și restul, mă rog, încearcă să facă acțiuni. Și noi am avut un ONG, dar am renunțat pentru că, mă rog, au fost niște activități, scriere de proiecte care merg din ce în ce mai rău, știți cum e cu scrierea de proiecte, no. O unitate de economie socială care merge greu în România și am renunțat la acele activități, dar se poate. Și scrierea de proiecte se poate, dar știți cum e, proiectele... Se scriu, dar se câștigă mai greu, mai ales acum, în ultimul timp. De durată. De... Da. Da. N-ați accesat fonduri până acum? Nu. Suntem la început. Acum începem în forță. Da. Alte activități? Aș vrea să știu și cât timp mai avem regia. Alte... Bine, avem și strângere de fonduri din donații și sponsorizări pentru diferite cazuri sociale. Vom marca și Ziua Mondială a Persoanelor în Vârstă pe 1-10, prin colectare de alimente neperisabile și distribuirea acestora către persoane în vârstă, cum am mai și făcut-o. Avem o acțiune, eliminarea violenței împotriva femeilor. Aici vom... Încă nu ne-am gândit exact cum o să o facem, vom fi în parteneriat, probabil, suntem în parteneriat cu poliția locală și vom organiza și o acțiune în sensul acesta. Poate va trebui și un avocat care să dea sfaturi. Avem. Aveți. Avem și avocat, avem. Da. Ia auzi. Ziua voluntariatului pe 5 decembrie. Altă activitate. Aia e ziua dumneavoastră. Ziua noastră, da. O vom sărbători. O activitate culturală educativă cu scop caritabil în parteneriat cu școlile și grădinițele din orașul Rovinar se va numi Magia Sărbătorilor. Aici tot doamna Ana Maria Lungu cu școala numărul 1, cu celelalte grădinițe. Da, eu zic să o extindeți și la Târgu Jiu, că deja... Păi, da, o extindem. Am experiență aici, la Târgu Jiu, ca să ne vizităm mai des. Bineînțeles, păi dacă aveți atâția membri și la Târgu Jiu, e păcat să nu... Da, sigur că ne vom extinde și la Târgu Jiu. Deci aceasta este o schiță, de fapt, încă este în lucru. Avem o campanie umanitară de la inimă pentru suflet, a mai fost și anul trecut, tot așa cu colectare și împărțirea de haine și alimente neperisabile, împărțirea unor cadouri copiilor cu posibilități materiale reduse, vizite în scop caritabil la centrele de bătrâni. Foarte frumos. Mai avem în observație, spre exemplu, o mămică până în vârsta de 30 de ani, cu un handicap și pe care am vrea să o ajutăm în vederea obținerii unui mobilier pentru handicapul pe care ea îl are. Are și o fetiță de 3 ani. Și pe undeva acolo este un pic mai mult de lucru, în ideea că trebuie să găsim sponsori, trebuie să găsim... Și cine să ne facă mobilierul? Există fabrici de mobilă în Târgu Jiu. Da. Puteți apela direct la ei.
O să apelăm, dar eu zic că mai este și mai sunt și alte nevoi acolo. Am înțeles. Deci, în afara faptului că are nevoie de acel mobilier pentru că este imobilizată la pat, mai sunt și alte nevoi. Și pe ea suntem focalizate acum, suntem să o urmărim, să vedem cât putem să ducem la îndeplinire din ceea ce ea ne-a solicitat noi. Am înțeles. Nu mai avem foarte multe minute și aș vrea să nu trecem peste un lucru important, pentru că ați avut deja niște sponsori care v-au fost alături și pentru că numele sponsorilor poate fi spus într-o emisiune de televiziune, tocmai pentru că au găsit înțelegerea de a vă fi alături, haideți să spunem care au fost sponsorii privați. Sponsorii privați se pot spune în emisiune. Să știți că am vrut să rămână confidențial. Cine vrea deci să rămână nu, deci confidențial nu, e în regulă. Nu. Majoritatea, să știți că... Sunt modești. Sunt da. Modești. Da. Deci n-au făcut-o pentru publicitate. Nu. Toți au venit, foarte vrem să frumos. Facem așa, uite, s-au bucurat pentru copii, pentru bătrâni. Nu vrem să ne dați numele, nu... Pur și simplu, ei au venit spre noi. Nu noi i-am căutat pe ei. Da? Da. Ce frumos. Păi cum v-au găsit? Pe Facebook. Pe Facebook. Eram sigură. Da, pe Facebook. Avem noroc cu Facebook-ul. Păi înseamnă că vă și pricepeți foarte bine la promovarea pe rețelele sociale și trebuie să spunem, dragi respectatori, dacă nu știți, Mihaela Oarfă este colega noastră de presă sau... Am fost colege la un moment dat, este în presă de atâția ani și chiar știe cum să aducă în fața oamenilor o poveste, cum să o împacheteze ca să fie frumoasă și să atragă. E foarte important. Este, să știți. O felicităm pe Mihaela și pe dumneavoastră, bineînțeles, pentru tot ce faceți, pentru că puteați să rămâneți la stadiu de hai să bem cafeaua, fetele, avem tot ce ne trebuie, suntem fericite, nu? În fiecare zi avem de lucru. În fiecare zi avem de lucru. Da, familia ne întâlnim la sediu. Nu se... I-am obișnuit. Se revoltă că le luați din timpul lor pentru alte persoane? Să știți că atunci când povestești inclusiv copilul, eu am o fetiță de aproape 9 ani. Să vă trăiască. Mulțumesc frumos. Tot timpul îi spun, merg la copiii care au nevoie de mami. Și câteodată mai zice, ia o jucărie. Nu întotdeauna este atât de maleabilă și permisibilă, deci nu întotdeauna. Dar cel puțin știe că undeva un copil are nevoie. Și nu cred că ne gestionăm timpul foarte bine. Dacă nu putem una dintre noi astăzi, se duce cealaltă sau nu trebuie să fim în permanență toate acolo. Dar când este un caz și îl avem de rezolvat cap-coadă, suntem și... Da, într-adevăr. Celelalte fete, da, neapărat consiliul director. Sunt fete care vin în permanență și ne ajută la împachetat de haine, la mergem pe teren, deci sunt voluntarele. Da, foarte frumos. Sunt sigură că și familiile sunt alături de noastră, că altfel nu v-ați fi apucat de așa ceva. Da. Și sunt de admirat pentru asta. De altfel, și noi ca televiziune sau ca oameni de presă mai facem campanii de ajutorare uneori a unor cazuri, a unor situații. De exemplu, mi-amintesc că acum câțiva ani, mulți ani, eram la o altă televiziune și a fost o problemă la Bumbej, eu știu că se oprise apa, efectiv nu era apă potabilă deloc. Și am reușit să găsesc un sponsor care a oferit multe sticle de apă minerală. Ne-am dus cu mașina Crucii Roșii și am ridicat apa minerală și știu că l-am luat și pe băiețelul meu, cel mic, dacă nu mă înșel, sau cel mare, nu mai știu, sigur, cred că cel mic, și zic că îți dau și ție o sticlă de apă minerală, că se uita și el ca oricare, sau apă plată, nu știu ce era. Nu, dă-le lor, că ei n-au apă. Da. Deci m-a impresionat, zic, uite cât e de mic și realizează ce înseamnă să nu ai apă, că oamenii ăia chiar nu aveau apă. Da. Păi ce să zicem, să mai spunem așa pe final câteva gânduri frumoase pentru oamenii care sunt în fața televizoarelor și pentru femeile care, încă o dată să spunem, pentru femeile care își doresc să devină membri ai Asociației Uniunea Femeilor din Gorj.
Să din, ne caute. De oriunde din... De oriunde. Din județ. Păi spuneți-mi încă o dată. Deci Simona Rădoi o găsiți pe Facebook. Căutați acolo Simona Rădoi. Avem și Asociația Uniunea Femeilor din Gorj. Pagina oficială. Numărul de telefon este acolo. E trecut și numărul este de telefon. Este trecut numărul de telefon. Deci căutați acolo orice și solicitare. Găsiți... Noi le răspunem imediat, cum putem, de fapt, în cel mult... Sau preluați apelul, dacă nu puteți, atunci vorbim mai târziu. Da. Deci, că doriți să fiți membre, doamnelor sau domnișoarelor, că aveți o situație dificilă și aveți nevoie de sprijin, puteți solicita sprijinul Asociației Uniunea Femeilor din Gorj. Haideți să spunem și numărul de telefon al asociației, dacă îl aveți la îndemână. Sau la ce număr? Nu, este numărul personal. Noi nu avem telefon fix. Fix. Nu avem decât telefoanele noastre personale. Și ce număr e afișat acolo? Este 0727-754-450. Și al cui e numărul de telefon? Iată, doamna președinte se oferă este voluntar să primească corespondența, adică toate mesajele din partea dumneavoastră. Cu timpul încă o dovadă că... Toți banii care îi câștigați prin donații, prin primirea de donații și așa mai departe, îi folosiți pentru activitățile asociației. Da. Iată că suntem la final de emisiune, e ultimul minut. O să vă mulțumim mult de tot cu pentru mult drag și să veniți alături de noi. Am să vin. Am promis odată că vin, cred că v-a spus Mihaela și n-am reușit pentru că eram undeva în Padeș la o filmare și a trebuit să rămân până a doua zi că n-am terminat filmarea și atunci am renunțat. I-am și trimis mesaj, așa că sigur m-a iertat că n-am reușit să ajung, dar promit să ajung la următoarea întâlnire de la Târgu Jiu. Dacă nu vă supărați. Sigur, asta spune. Sigur. Bine, cu drag o să vin și la Rovinar, la sediu, să văd și sediu, dar totuși când vă întâlniți la Târgu Jiu, pentru că timpul meu e destul de limitat, cel liber, cu mare drag și să știți că am niște propuneri pentru asociația noastră. Chiar m-am apucat de ceva și o să vă spun în particular după aceea. Și mi-a venit o idee, cred că i-am povestit un pic Mihaelei Oarfă, dar o să vă povestesc după ce se termină emisiunea. Da. Pentru că nu vreau să ne lăudăm înainte de a face, dragii mei, ci să ne lăudăm după ce începem să facem sau când e gata treaba. Dacă sunteți de acord cu propunerea mea. Dragi telespectatori, ne luăm la revedere de la dumneavoastră. A fost emisiunea Panoramic. Eu sunt Aura Stoienescu. Doamna Simona Rădoi, președintele Asociației Uniunea Femeilor Gorjene și doamna Loredana Pupăzan din partea asociației au fost alături de noi în această seară. Ați văzut, vă așteaptă cu telefoane dacă aveți nevoie de sprijin sau doriți să deveniți doamnelor sau domnișoarelor membre. Eu vă spun la revedere, ne vedem la următoarea ediție a emisiunii Panoramic. Seara bună!